Aici avem... extraordinar de bine machiat. Să vină... Lăsați-i următorul. Haideți, haideți. Da. Bună ziua, domnule doctor. Da, da, da. Ăsta nu, nu vă așezați, că ați greșit cabinetul, nu. Cred că ați greșit și rasa și lumea ați greșit-o, haideți. Domnule doctor, da. Ginecolo? Da. Știu foarte bine unde mă aflu. Nu știu dacă ați auzit de noi ștrovii. Doctorul. Doctorul a grea de casa noastră regală. Foarte bolnav. De asta m-a apelat la dumneavoastră. Doctorul a great de casa regală? Asta e o glumă, nu? Sau... tataie, că nu știu cum să spun atât. Eu zic să lăsăm gluma, pentru că eu am paciente care așteaptă, sunt chestiuni de viață și de moarte, deci haideți, vă rog frumos, dacă aveți o problemă, dați-vă masca jos. Nu e nicio mască! Sunt Papa Ștrumf! Cine? Papa Ștrumf! A, Papa Ștrumf. Eu sunt Obama. Excelent făcut, să mor, e perfectă și schimbarea în voce și tot. Stai, stai, nu, stai un pic, mi-am dat seama. Nu, ați venit cu camera ascunsă, cu ceva de la... Te cunosc de pe vreundeva. Și dacă mă uit așa, judecând după înălțime, cred că știu și cine ești. Ești actorul ăla mic, zi, nu Sele, și unul mai mic. Nu Vizante, zi, gata, George Ivascu, ăla-i, a? Te-a înghițit, este? Ai călcat pe bec cu vreo actriță și, ca să nu te prindă nevastă, t-ai venit la ginecolog. Vă rog frumos! Ușor. Nu ne comparați cu obiții! Ei sunt un alt popor! E clar, știu. Mai mic și mai mic e adiminune. Este? M-am amuzat. Dar acum vă rog eu frumos, faceți pe Pavarotti în altă parte, domnul Minune, că aici avem treabă. Domnule doctor, domnule doctor, nu suntem nici pirici, nici în rudiscoște. Bine, ok, hai să zicem că nu contează cine sunteți, da? Important e ce problemă aveți, ce vreți de la mine. No. În sfârșit. Așa. Prințesa noastră, Ștrumfița, a rămas... S-a ștrumfit cu cine nu trebuie. Da. De ce înțeleg eu că s-a ștrumfit cu cine nu trebuie? Adică s-a... Vă rog frumos să vă abțineți în prezența ștrumfiței. Va trebui să găsim un limbaj adecvat. Am înțeles, adică ea s-a ștrumfit cu cine nu trebuie și eu trebuie să am grijă la limbaj. Da. Pentru început, să nu cumva să-i numiți minunea, minunea ei, a ștrumfiței. Știți dumneavoastră cum. Deci minunea ștrumfiței. Am înțeles. Dar iertați-mă, mama, eu cum o să-i spun? Înțelegeți? Adică dacă are o problemă, eu cum îi spun? Ștrumfița voastră, aveți minunea cam dilatată? Perfect! Perfect! Bun, dați-mi voie. Dacă minunea ștrumfiței nu e la fel ca celelalte minuni pe care le-am cunoscut eu. Am studiat câteva minuni și de ale voastre. De ale pământenilor? Mhm. Nici o diferență notabilă. Chiar sunt curios cum le-ați studiat. Adică ce ați folosit? Minuscula minune a ștrumfului? Vă rog frumos! Concentrați-vă! Alt protocol! Un alt protocol, da, pe care trebuie să-l știți. Da, spuneți. Când priviți minunea. Așa. Minunea prințesei, da, noastre, da.
Neapărat trebuie să o lăudați. Cu o expresie de genul: minunat, de departe cel mai minunat lucru văzut vreodată de mine. Cu siguranță va fi primul și cel mai minunat lucru, pentru că eu nu am mai văzut minuni albastre. Nu! Ce altceva ar trebui să mai știu despre minunățiile voastre? Din informațiile noastre. Da. Medicii ca dumneavoastră. Așa, ginecologii, da. Obișnuiesc să verifice și împrejurul minunii. Dacă e cazul. De că vă referiți la... Da. Bun. Să știți că nu cred că ar fi neapărat cazul, dar dacă, sigur, din întâmplare ajung acolo și nimeresc acel loc... Deci cum să-l numesc? Trandafirul Bleu. Exact, așa mi-închipuiam și eu. Trandafirul Bleu este foarte bine. Eu zic că am înțeles tot. Mai e cazul să-mi spuneți ceva? Pentru că eu am înțeles tot ce vreați să-mi transmiteți, domnule... Irinel. Păi ce credea? Stai. Adică, ce-și imagina domnul Columbeanu că eu nu m-am prins? A găsit o altă monicuță și a venit la ginecolog să se asigure că nu cumva și monicuța asta alaltă îi papă din avere. Ce să mai... E clar ca lumina. Domnul Irinel, frumos nume ave... Papa Ștrumfă, e posibil așa ceva? Stați acolo, Marius! Mulțumesc! Nu zi nimic? Intrați pe Facebook-ul de la Nextar și votați încet! Veniți încet, încet, bătrâne, încet! Facebook Nextar, punem o tabletă la bătaie pentru cine recunoaște! Băieți, ajutați-mă să scăpăm de cabinetul ăsta, luați-l! Veniți încet, veniți încet! Luați mobilul ăsta, luați camera! Nu ziceți prea multe! Abar n-aveți! Nu-mi luați și banii! Stați aici, stați jos! Nu spuneți nimic! Puteți? Încet! Omega Vedeta apare în toate ziarele! Pe la toate televiziunile! Iana Bacuțeanu! Și atenție! O vedete cunoscută de toată lumea! A apărut peste tot, vă iau urechile, doamnă, vă țin urechile! Urechile astea au auzit multe, credeți-mă! Mamă, câte au auzit urechile astea în 2013, nici nu vă imaginați! Vine dintr-o zonă în care sunt multe bărbi. Își dă barba jos. Câte bărbi sunt în lumea în care se învârte personajul? Ochii. Câte n-au văzut ochii ăștia? Oh, mi-amintesc. Nasul. Vine într-o lume în care sunt mulți dar de Pinocchio. Doamnelor, domnilor, Ana Maria Prodan! Mamă, incredibil! Aoleu! Aoleu!